Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unul dintre prietenii și colaboratorii emisiunii noastre este sociologul Gelu Duminică, pe care îl mai trezim uneori dimineața cu rugămintea să ne mai explice și nouă una alta din multele întâmplări ciudate care se petrec în țara noastră. Acum Gelu are el o rugăminte pentru noi toți, comunitatea Europa FM. Deci Gelu Duminică are un proiect de suflet: să ajute copiii defavorizați. Aceasta e de altfel o perioadă foarte dificilă pentru copiii care n-au avut așa mult noroc în viață. Știți, peste tot se vorbește de zile minunate, de sărbători frumoase, la televizor sunt cozonaci și jucării și oameni frumoși cu zâmbete perfecte, în case călduroase, luminate cu gust, mobilate impecabil. Ce-o fi în sufletele lor de copii săraci care nu înțeleg încă nedreptățile vieții, cred că ne putem imagina. Așa că Gelu ne invită să nu rămânem de piatră măcar în perioada asta. Bună dimineața, Gelu! Bună dimineața! Mai precis, despre ce este vorba în proiectul acesta al tău? E un proiect pe care îl facem de 16 ani deja, da? În care în perioada sărbătorilor de iarnă ne ducem într-o comunitate uitată de lume, dar nu de Dumnezeu. Comunitatea noastră super dezavantajată, în care copiii nici măcar nu știu ce înseamnă o masă întinsă de Crăciun. Anul ăsta ne ducem la Racoș, undeva în Făgăraș. Ne asumăm să lucrăm acolo 2 ani de zile, pentru că e o comunitate destul de încercată, și să lucrăm cu școala, să lucrăm cu părinții, să lucrăm cu familia, să lucrăm cu autoritățile, astfel încât zâmbetele astea de copii să aibă și suport. Numai că toți copiii ăștia, vreo 300, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, au trimis scrisori moșului, în care au cerut dulciuri, papuci, da, mașinuțe, puși, da, ceea ce cer în mod normal copiii. Și moșul, noi fiind agenția oficială a moșului, ne-a zis: băi, Europa FM este radio oficial al moșului, așa că ar trebui să vorbești cu ascultătorii oficiali al radio moșului ca să ajute. Și așa am ajuns la voi. Da, iar voi este spiritul și șefi. Da, și mulțumesc tare mult de ajutor. Și m-aș bucura ca fiecare copil, părinte, care ne aude acum, da, să înțeleagă că nu cerem milă, da, cerem doar solidaritate. Și cerem să arătăm copiilor ăștora, care, cum să spun, n-au nicio vină că s-au născut într-o familie încercată, că nu sunt singuri pe lume. Și să le arătăm că noi credem în ei, că le oferim un zâmbet, că noi credem că sunt buni și frumoși și că merită orice pe lumea asta. Deci sunt copii, sunt copii sărmani, săraci, care au aflat că există cumva printr-un miracol cineva, Moș Crăciun, care îndeplinește dorințe, dacă îi scrie. Da, și s-au apucat să-i scrie moșului. Da, și? Da, da, e Moș Crăciun al tuturor. Da, există o pagină a fundației în care o să găsiți și scrisorile, pagina de Facebook Agenția Împreună, da, în care o să găsiți și scrisorile. M-aș bucura ca cine dorește fie să aleagă o scrisoare și să cumpere ceea ce copilul a spus acolo, să-l ajute pe moșul, de fapt, uite, să cumpere. Moșul există, da, și da, trebuie un pic ajutat. Sau să facă o donație în conturile fundației noastre și noi ne vom ocupa de în a-l ajuta pe moșul, da, astfel încât în data de 21, dacă nu mă înșel, să ajungem la Racoș. În plus, cine își dorește să vină alături de noi la Racoș, cu mare drag, dar noi o să mergem din poartă în poartă, pentru că nu o să facem eveniment comunitar, regulile de pandemie, da, și o să oferim gândul bun al moșului și al ascultătorilor Europa FM și a multor altor oameni care au sprijinit această acțiune. Bun, deci Gelu Duminică, ca să înțelegem cu toții cum putem ajuta niște copii care cred că există Moș Crăciun, dar nu au primit niciodată ceva de la el, și să nu fie dezamăgiți măcar de data asta, intrăm pe Facebook, unde căutăm pagina de Facebook care se cheamă Agenția Împreună. Agenția sau la mine Împreună, pe pagină. Da, sau pe, mine pe pagina lui Gelu Duminică, și acolo vedem cum putem ajuta. Fie exact, să cumpărăm unul dintre, să răspundem uneia dintre scrisorile respective care sunt postate, fie să donăm ceva, astfel încât voi să puteți să organizați un eveniment pentru copii. Înțeleg că nu faceți doar un eveniment de Moș Crăciun, ci vă ocupați pe termen lung de această comunitate. 2 ani de zile de acum înainte este promisiunea noastră dată în fața lui Moș Crăciun. Și așa că 2 ani de zile vom fi acolo, da, și suntem deja acolo,
Da, am lucrat cu profesorii, pentru că nu ne dorim doar să fie un eveniment în care să avem senzația că am făcut ceva, ci chiar ne dorim să facem ceva. Mulțumesc foarte mult, Gelu Duminică. Prieteni, vă rog, intrați astăzi pe Facebook, pe pagina Fundației Agenția Împreună și vedeți acolo cum puteți ajuta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.